Am revenit după publicitate și, după cum vedeți, vreau să continuăm acest subiect foarte, foarte, foarte important pentru noi, să vedem cum să ne ridicăm vibrațiile, cum să ieșim din acele momente triste în care ne năpădesc nevoile, ne năpădesc grijile și gândurile. Maimuța, știți dumneavoastră cum spune, maimuța. Așadar, da. Cel mai ușor pentru a ieși din starea aceea de fluxii conștiință, de o vibrație mai coborâtă, este să vă aduceți aminte cine sunteți. Cine suntem noi, de fapt, Gina? Noi suntem scânteii divine. Ok. Deci o scânteie divină, care e unită cu Dumnezeu central, poate să o doboare că nu are ce mânca mâine sau nu are o haină cu ce să îmbrace sau... Nu. Deci... De fiecare dată când cădeți într-un flux din ăsta de conștiință, aduceți-vă aminte cine sunteți de fapt. Nu că nu aveți. Aveți tot ce vreți în acest univers pentru că sunteți o bucățică din Dumnezeu. Numai că nu știți să accesați acel tot ce vrei. Când ai căzut, cine sunt eu de fapt? Sunt o scânteie divină. Ok, scânteia asta divină. Ce vrea acum? Vrea iubire. Ok. Sunt dintotdeauna iubire. V-am mai spus cu afirmațiile astea. Funcționează de minuni. Acum vin foarte mulți cursanți la cursurile mele, sunt solicitată peste tot și din țară și din străinătate, iar mulți care vin zic, eu deja am început cu afirmațiile astea, au funcționat, deci funcționează, oameni buni. Și celor care nu și-au lucrat în creierul, cum le spun eu, că zic că ai lucrat creierul dacă 6 luni ai fost conștient de tine și ai lucrat cu tine în fiecare zi, în fiecare clipă. Asta înseamnă să schimbi sistemul limbic, să nu mai rămână ca o gheață, ci să înceapă să manevrezi, să detenționezi, să prindă mobilitate, în așa fel încât să devii altcineva. Adică o altă stare. Te reinventezi. Mi-a venit ideea la ceea ce spuneai tu și zic, măi frate, tu spui că da, vreau iubire. Nu, eu spun altceva. Când întâlnești un om pe stradă amărât, care nu știu câte luni în care nu și-au plătit ratele. Așa. Tu îi spui... Poți să-l ajut că cu eu ceva? Sunt, nu. Tu îi spui să-și spună eu sunt scânteie divină. Da. Și eu am să am bani pentru rate sau am așa. Bani pe rate. De unde să aibă omul la rate? O să creadă și o să-i vină banii aia din cer. O să vă dau un exemplu a unei cursante de alimente. Ca să vezi că se poate orice. Stătea la o masă cu alte prieteni și vorbeau, mâine mergem la biserică, n-am o sticlă de jumătate... De ulei? De jumătate sticlă de PET ca să pun vinul. Ei, mai era mare greu să ducă să-și ia o sticlă, dar ele discutau între ele. Și una îi zice așa la miștoci, că ei, că ți-o veni un câine cu un PET în gură. Și asta au râs, au plecat. Au mers câțiva metri, venea un cățel cu un PET de jumătate în gură spre ele. Astea au rămas șocate. Că au fost la glumă, ci că da, au deja vreo 3 luni de când își lucrează creierul, nu creier, chiar era la glumă. Deci orice glumă te vine realitate la un moment dat. Câinile au venit, avea un ochi albastru, unul verde, că el s-a uitat la el, au zis, domnule, incredibil, cum să vină câinile și veneau spre ele. El s-a oprit, câinile au venit lângă ele, au lăsat petul jos, s-a uitat la ele, au dat din cap și a plecat. Deci, oameni buni, se poate orice. Ai înțeles, Gina? Deci dacă un om nu și-a plătit rata de atâta timp, el are niște beneficii de acolo și o să vă spun care. Îi place să fie compătimit de cei din jur, îi place să simtă victimă, oameni buni, nu merită. Suferința și starea pe care o ai în starea de victimă nu merită beneficiul ăla pentru bucuria pe care poți să o ai să fie abundență. Universul ăsta este abundență, Gina. Avem toți de pe pământul ăsta tot ce ne dorim, dar nu știm să atragem. Deci Dumnezeu nu face discrepanțe. Da? Deci dacă omul ăla îi place să stea așa și nu se gândește, pentru că eu am văzut cine stau așa. Cei care stau toată ziua cu telecomanda în mână, Gina. Că dacă am 8 ore de serviciu și după aia mă duc acasă, ei, dragii mei, eu dorm 4 ore pe noapte, iar restul muncesc continuu. Next, am 8 ore, am închis prăvălea și am plecat acasă. Mereu muncești, faci altceva. Dacă am ajuns sclavi tot din vina noastră că am crezut în unii oameni care au arătat altceva, că am devenit sclavi în propria țară, că de fapt noi asta suntem acum, dacă ne uităm foarte bine, și ne-am făcut rate la bănci, tot felul de credite imense, iar acum s-au triplat, s-au dublat, normal că nu mai ai cu ce să le acoperi. Așa este. Dacă singur ne-am dus acolo, singur trebuie să găsim soluții. Spune un maestru că în momentul în care apare o problemă, este și soluția. Doar fii atent.
părere ai? Bun. Bun. Deci asta îi faci. Un om care întreb, prima dată îl întreb, ce beneficii ai tu că stai și te plângi mereu la mine? Eu te pot ajuta cu ceva? Nu. În schimb, mă tragi pe mine în fluxul ăla de conștiință, cândva am trăit și eu ca tine, n-am avut cu ce să-mi plătesc și am suferit și acum mă duci tot acolo. De fapt, asta facem unii cu alții. Asta nu e iubire, Gina. Asta nu poți să o faci doar în ultima săptămână de post. Asta o faci continuu. Ultima săptămână de post, săptămâna mare, este săptămâna mare tot anul. Săptămâna luminată e săptămâna luminată tot anul. Așa este. Hai să înțelegeți, nu ne mai separăm. Că nu mai în momentul ăla să fiu mai bun, mai darnic, mai nu știu. Tot timpul. Este o stare de a fi oameni buni. Niculina, spuneai mai devreme puțin să nu judecăm. Da. Să nu facem tăiței. Da. Dar dacă în familia ta, da, este o persoană care, poftim, se comportă diferit. Și are o dependență, să zicem, da, alcool, pentru că sunt foarte multe cazuri. Uh-huh. Cum poți să nu-l judeci? Cum poți să-l accepți când vine acasă și îți face scandal? Așa. Cum poți să, nu, să nu-i reproșezi atâta timp cât poate că venitul care există în familia respectivă nu este suficient pentru ca el să-și mai poată permite și să facă chestia asta? Da. Și cum poți să-l ajuți? Dar nu-i zis nimeni să accepte o situație între asta. Ci doar luați atitudine, oameni buni. Acționați. În momentul în care accepți, înseamnă că ești de acord cu dependența lui. Acționează. Fă ceva. Ce poți o să vă face? Dau un exemplu cu o cursant, tot așa, cu cineva legat de sănătate. Nu de el. Dar e tot acolo. Da. S-a îmbolnăvit, a ieșit afară pe stradă, iarnă fiind în cămaș, normal că s-a îmbolnăvit a doua zi și soția lui, sau prietena, nu, soția, prietena acestui domn, a doua zi asta l-a îngrijit și i-a spus, du-te la doctor și fă ceva. Ia un medicament, fă ceva. Nu, nu s-a dus. A doua zi ea s-a ridicat și a spus, eu în momentul ăsta plec acasă, când te faci sănătos, vii să mă cauți. Ce părere ai? Ți se pare ceva foarte crud? Nu. A fost o acțiune, un mod de a acționa extraordinar. A fost pe fază. Bine, un tip care lucrează deja de vreo 4 luni creierul ei. Știa ce ar de făcut, era în prezent. Și a dat seama, eu dacă stau așa, va fi bolnav o săptămână. Eu n-am cum să-l vindec, pentru că nu sunt medic, nu am medicament, nu știu să mă pricep. Iar el va sta așa, de ce? Că îi place să fie corcolit, mângâia, du-i ceiuțul la pat, îmbacă-l, du-l la baie, ajută-l. Ok. Și ea când ne-a spus așa, i-a zis, când te faci sănătos, când vei acționa să te faci sănătos tu, atunci vii să mă cauți. A doua zi era sănătos. S-a dus singur la spital. Cum mă lași așa? Îți dai seama prima reacție care a fost. O să te lasă așa ca să te faci bine. Așa se întâmplă cu toți dependenții. Tu îl ajuți când ai atitudine. O să-mi spuneți, dar cum se poate? Că-i soț. Păi tocmai că-i soțul, cu atât mai mult. Dacă nu iei atitudine, înseamnă că nu-l iubești. Înseamnă că nu vrei să-l ajuți. Păi de ce ajunsi la independență? Întrebarea de ce a ajuns acolo și altă întrebare de ce l-ai adus în realitatea ta. Ce ai tu de învățat de l-ai adus în realitatea ta? Că noi ne aducem unii pe alții inconștient. Ne atragem pentru că fiecare relație este un mesager care ne arată slăbiciunile sau puterea din interiorul nostru. Da. E greu să judeci. Dar nu trebuie să judeci, doar acționează. Bun. Am dat un exemplu clar. Nu a judecat, eu a spus, doar eu dacă stau cu tine, nu o să te vindeci, pentru că eu nu sunt medic și nu sunt așa, așa că descurcă-te. Eu ți-am zis odată, ți-am zis două ori, deci dacă zici mai mult de trei ori, înseamnă că treci peste liberul lui arbitru, intri pe fluxul lui de conștiință, intri pe fluxul suferinței lui și acolo rămâi și tu, din păcate. Și cum ieși de acolo? Păi tu ești, te trezești, îți dai seama iarăși cine ești, sunt toți cântăi de vină, care nu vreau să stau în fluxul de dependență. E atât de simplu printr-un cuvânt, Gina. De am început, la început a fost cuvântul. Pare, din punctul tău de vedere, foarte ușor. Și din punctul vostru, la fel de ușor. Dacă începeți să acționați. Deci acționați, oameni buni, nu stați. Nu vă umiliți, că umilința nu e de la Dumnezeu. Smerenia este de la Dumnezeu. Și smerenia înseamnă să duci mintea în inimă, sub binecuvântarea Spiritului.
Asta înseamnă smerenie. Nu să te umilești, să te lași, să te violenteze cineva, să te bată, să te... Aia nu-i smerenie, aia e umilință. Și umilința nu-i de la Dumnezeu. Mai încearcă să explici mai clar, să cobori mintea în inimă. Să trăiești. Adică, când spui, sunt dintotdeauna, cum ai zis tu, sănătate, radianță, sau îi spui lui ăla, sunt dintotdeauna bogăție fabuloasă. Dacă o spui doar la nivel mental, rămâni doar aici și asta e, o simți, nu știu cum să vă spun, cum să vă explic. E ca și cum a intrat și a ieșit. Chiar așa se întâmplă. În momentul în care simți că ai intrat aici în interiorul tău, chiar așa simți fizic cum s-a așezat ceva. Ca și cum, a intrat. Poți impune această simțire, Niculina? Nu. Despre asta vorbesc. Nu poți să impui, Gina. Și atunci? Asta este sau nu este, dar o educi. Așa cum ne-am educat să mâncăm, să mergem, să conducem mașina, așa ne educăm să intrăm în contact cu noi. În fiecare zi, oameni buni, luați-vă un sfert de oră timp dimineața pentru voi și un sfert de oră seara timp pentru voi. Să vă creați ziua, să vă faceți, să intrați pe o credință și pe un flux de conștiință cum îl vreți. Chiar dacă o să repetați jumătate de an, sunt dintotdeauna bogăție fabuloasă. Vă va veni banii pentru rate. În jumătate de an, sigur se va întâmpla asta. S-a întâmplat și mie și la sute de oameni deja. Se întâmplă doar să crezi. Deci e simplu, eu nu pot să vă spun acum că dacă spui azi, mâine, gata, se întâmplă. Nu ai cum. Deci cercetând chestia asta cu neuroștiința, ce îmi trebuie mie pentru doctorat, cum ne creăm realitatea de la nivel cerebral, am descoperit că în 6 luni, între 6 luni și un an, poți să faci transformarea în interiorul tău. Oricine îți spune că de azi pe mâine ești mare inițiat, e un mare mincinos, nu ai cum. Tu trebuie să lucrezi cu tine. Nimeni nu poate să-ți facă o rețea neuronală la lobul frontal dacă tu nu ai lucrat din interior cu tine. În majoritatea cazurilor avem acea tendință de a primi ajutor de afară. Bineînțeles, exact cum ți-am zis și ții mai devreme. Suntem atât de comozi și de leneși spiritual încât așteptăm ca cineva din afară să ne dea. Oameni buni, nimeni nu-ți dă nimic. Pentru că în realitatea ta, doar tu, asta am văzut și la Praga, ai un respect extraordinar de sine și automat de celălalt. Deci un respect fantastic. De ce nu putem face și noi în România lucrul ăsta? O să putem face, eu sunt convinsă de asta. Că România, din modul în care este, o să vă dau informații prețioase, cred eu, pentru români, ca să-i trezească un pic, să vadă cine sunt ei de fapt, putem face oricând la bogăția spirituală, materială pe care o avem noi în acest teritoriu, nu are nimeni din lumea asta. Și o să vă spun de ce. Noi conținem în structura noastră ADN, e ultimă cercetare din America, americanii cercetează de vreo câțiva ani care e cea mai veche populație de pe planeta Pământ. Care crezi că e cea mai veche cină? Daci. Daci. Preslagii și toată asta. Au descoperit în ADN-ul nostru singurul chestie diferită decât la alții, se cheamă ADN mitocondrial și este locul în care se întâlnește informația cu energie în același punct. Ceea ce este imposibil, oameni buni. Energia are o frecvență, informația altă frecvență. Ele nu se pot întâlni în același punct decât că aici se află memoria creației. În acest ADN al mitocondrial al celor care ne-am născut pe zona geografică a României, conținem pe linie maternă acest ADN mitocondrial unde se află memoria creației. Adică, cum am fost creați noi pământenii? Ei, români dragi, noi avem această comoară fantastică pe care suntem singurul popor din lumea asta care ne bate în joc unii de alții, ne spurcăm unii pe alții, ne vorbim urât unii pe alții și vorbim urât despre țara noastră. Eu cred că a sosit momentul să facem o schimbare la nivel de conștiință națională și să nu mai gândim urât despre orice român. Inclusiv cei care sunt de altă naționalitate. Noi am fost cei care am acceptat aici. I-am acceptat din iubire atunci. Am uitat. Da? Iar ei dacă se manifestă așa e realitatea lor, atât timp cât au fost născuți pe acest plai, au acest ADN mitocondrial. Și avem memoria creației acolo. Deci,
E atât de ușor să plecăm în alte părți și să vă uitați în lume. Marile corporații au la bază un creier de român. Sper că asta o să vă spună multe lucruri. Ai spus la un moment dat că noi i-am adus aici și am acceptat. Da. Noi, românii. Da. Dar, după cum vezi și tu, ce, populația din jurul nostru și noi până a ne trezi cât de cât, am trăit cu convingerea că avem o singură viață. Da. Și atunci, cei care trăiesc acum, în prezent, în momentul acesta, pot spune de ce mă interesează pe mine cine i-a acceptat. Dacă eu, acum, prin prezența lor, îmi conferă un disconfort, nu vreau să-i accept. Da, dar eu mi-am creat realitatea să mă nasc aici. Puteam să mă nasc în Franța. Deci m-am născut în România. Repet, vorbesc din punctul... Nu contează. De vedere acela... Chiar din punctul de vedere în care avem doar o singură viață, oameni buni. Nu degeaba te-ai născut în România. Sau dacă crezi că Dumnezeu te-a trimis special aici, de ce te-a trimis în România și nu te-a trimis în Franța? Nu trebuie să ai mai multe vieți. Una singură și bună. Ai înțeles? Deci noi am adus, noi suntem cei care am venit după strămoșii noștri. Da? Dacă ei au, atunci așa au considerat că e ok, nimic nu se face fără acordul divinității, Gina. Deci dacă Dumnezeu central a decis că așa trebuie să fie, așa trebuie să fie. Dar de fapt, oameni buni, toți cei care au venit în România sunt tot români. Pentru că populația, planeta Pământ a început să fie populată de pe teritoriul nostru. Deci cei care sunt egipteni, cei care sunt tibetani, cei care sunt oriunde, sunt plecați tot de aici. Ne-am deci până la urmă ne-am răspândit. Întreaga lume. Până la urmă suntem, la nivel de sine, suntem uniți cu fiecare om de pe planeta asta. Dumnezeu spune, Iisus spune că suntem toți una. Ei, asta spune Iisus, dragă. Nu spune câți granițe, câți naționalități, eu nu sunt cu granițe. Suntem peste tot în lume. Dar vreau români să vă fac conștienți că nu degeaba v-ați născut pe plaiurile astea. Avem o mare responsabilitate. Nu ne putem permite să ne batem în joc de un pământ sfânt și de un loc sfânt. Probabil că știți cu pădurea Baciu, acolo e un loc unde nu există timp și spațiu. Nu, chiar povestește-ne. Ei, nu știu foarte mult, eu o să mă duc imediat să aflu. Personal, știu din istorie și din povestiri, este un loc în care energie, nu există timp și spațiu, este un portal prin care noi pământeni am fost aduși aici. Da, de ce e aici? De ce doar în România se găsesc filoane de aur pur? Aurul nu există pur nicăieri în lume. Deci noi în munții noștri avem aur. Aur pur, oameni buni. Dar nu înseamnă că te duci și-l scoți de acolo, că nu este permis oricui. Da? Deci pe lângă aurul ăsta pur și pe lângă atâtea bogății pe care le avem, avem și niște străjeri, să-i spunem, energetici, așa, și care nu lasă pe oricine să-și bată joc de locul ăsta, da? Deci, ridicați-vă energia. Asta am uitat să spun, un lucru care l-am conștientizat, stând de vorbă cu acest domn vedetă de la noi din țară, care am zis, de fapt, în România trăiesc foarte bine toți care sunt creatori. Pentru că noi, la bază, avem această informație de a crea, de a da mai departe. Dar să ne bucurăm unii cu alții. Niculina, iartă-mă, te rog. Da. Cred că am, nu cred, am convingerea că foarte mulți creatori sunt creatori inconștienți, care au ceea ce vor. Inconștienți, e adevărat, dar am conștientizat și am spus, orice creator din România va trăi foarte bine. Așa că, oameni buni, apucați-vă de creat. Orice. Pentru că eu sunt un om care nu mă apuc să-mi schimb becurile, să-mi repar prizile, chiar dacă m-aș pricepe, nu mă apuc să-mi repar birourile sau ceva, chem specialiști. Cel care se ocupă cu asta. Și dacă am face fiecare la fel, toată lumea am trăit bine. Pentru că ăla care știe să facă, să schimbe becurile și să facă instalația electrică, mă apuc eu de făcut sau Gina sau fiecare dintre voi, care nu avem specialitatea asta, noi nu facem cum trebuie, iar ăla nu are cu ce trăi. Așa ne ajutăm unii pe alții. Așa este. Și așa creiem. Creație nu înseamnă să pictez, nu știu ce, să fac, nu știu ce. Nu, domnule, orice ai făcut cu mânuța, orice ai pus pe idei, orice. Eu mă uit la cursanții mei și sunt așa de fericită. Au început să scrie cărți, au început să-și facă bloguri, să scrie, să scoată din ei, să creeze, să-și facă firme de-astea de bijuterii. Sunt atât de fericită. Pentru că până la urmă asta e rolul meu, ca fiecare om să trezească.
Pentru că eu nu sunt cu nimic diferită decât voi. Decât că m-am trezit un pic mai devreme. Am avut șansa asta, dar am și căutat o Gina. Eu de mic copil am căutat. Eu în copilăria mea nu mă jucam cu păpuși, cu pietre, cu așa. Eu scream poezii, eu urmăream fluturi, iarba, copaci. Eram atât de fascinată. Cum a putut cineva să creeze așa niște minunății? Mă uitam la fluturi câte jumătate de oră. Iar fluturile trăiește o zi, știți, da? Mă uitam la el să văd cât e de fantastic, cum are coloritul ăla. Ei, am fost preocupată de mică și pentru că am fost preocupată, mi-am creat o linie de destin prin care să caut și să găsesc explicații. Asta e diferența. Îmi spuneai acum, de când erai tu mică, te uitai la fluture și puțin mai devreme că veneai de la Praga și ai văzut cât de frumoasă este pădurea cu copacii, uh-huh. Și eu cu atâta mărăciune în suflet mi-am dat seama că acum câteva zile erau îmbobociți copacii magnolie și acum sunt deja desfăcuți, iar uh-huh. Eu n-am avut efectiv timp să deci mă bucur. Deci nu te iubești pe tine, Gina. Asta înseamnă că nu te iubești pe tine. Deci eu când am stat la Praga 3 zile, am intrat în parc când magnoliile erau îmbobocite, am și fotografii și a treia zi m-am dus când magnolia era înflorită. Adică am văzut asta. Am făcut un ocol încă o dată să ajung acolo să văd magnoliile alea. Pentru că mi-am dorit. Deci asta înseamnă să te iubești pe tine. Nu înseamnă să te umpli cu... Că asta vorbeam și cu domnul și cu mulți alții le spun. Dom'le, oricâți bani ai, tot pe un pat dorm, tot dintr-un blit mănânci, tot cu o lingură, ai o singură gură, nu ai 10, deci tot cu una singură. Poate să fie din aur, dar să tot cu una alea stai. Așa este. Deci în momentul în care te apuci să-ți faci depozite la bănci, nu faci decât să-ți creezi bani pentru zile negre și vei ajunge zile negre. Dacă nu în boală, da? Dacă nu în Alzheimer, dacă nu în... Și așa mai departe. Sau poți fi nemuritor și să ai toți banii de care ai nevoie și să nu ai strânși nicăieri. Ei circulă, pentru aia sunt bani. Deci noi ne creăm realitatea. Fiți atenți, uitați-vă în urmă. Eu am studiat, am cercetat oameni din urmă. Oameni cu foarte mari posibilități, cu foarte mulți bani, dar cu frica zilei de mâine. Și au ajuns cu Alzheimer într-un salon de bătrâni. Nu se merită așa ceva, oameni buni. Viața e făcută ca să o trăim. Nu este un dar pe care Dumnezeu central ne-l-a dat ca să ne bucurăm. Așa. Deci bucurați-vă, asta faceți în ultima săptămână. Nu stați cu posturile, nu știu, până când și cu fețele așa. Aia nu-i bucurie. Aș vrea atât de mult, stimați telespectatori, ca cuvintele Niculinei să vă ajungă la suflet. Este nemaipomenit să eu stau lângă ea și simt energia. Și credeți-mă că mă simt mai bine. Sigur, simți mai bine. Este nemaipomenit să poți să realizezi că puterea este în mâna ta și că, indiferent de situație, tu ești propriul tău stăpân, propriul tău creator, propriul tău vindecător în orice situație. În speranța că emisiunea aceasta v-a ajutat să înțelegeți mai mult decât ați știut înainte de începerea ei, noi vă mulțumim pentru atenție, mulțumesc lui Niculina pentru că a venit din nou să vă dăruiască din bucuria ei și din experiența ei. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și așa cum v-am obișnuit întotdeauna, vă spun, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Sărbători luminate! Bucurie în suflet și bucurie în suflet. Ființă. Așa să fie. Așa este și așa să fie.